Vorbim despre tehnologie și evident vorbim despre tehnologie în departamentul de resurse umane. Dacă te uiți cumva cu un pas mai sus, cum ți se pare că este implementată astăzi tehnologia în HR? Sunt companii de top, în special parte din multinaționale, care au în momentul de față un nivel de sofisticare tehnologică foarte avansat. Vorbim aici de aplicații integrate, de module de recrutare, module de administrare de personal, module de evaluare a performanței, de management al talentului, onboarding, offboarding. Cu alte cuvinte, ce trebuie în zona de HR din punct de vedere tehnologic. Din păcate însă, acestea sunt excepțiile, pentru că dacă ne uităm în principal la companii mici și mijlocii, nivelul de tehnologizare nu este unul extrem de ridicat. Și spun din păcate, pentru că e clar aportul pe care tehnologia îl poate aduce în decizia de business. Faptul că știi ce se întâmplă cu oamenii tăi te ajută în primul rând să iei niște decizii educate atunci când vine vorba de capitalul uman. Mai mult decât atât, e vorba de călătoria candidatului, de călătoria angajatului în interiorul companiei tale. Și atunci când zona digitală te ajută să acoperi aceste arii, cu siguranță poți oferi o experiență mai frumoasă a angajaților tăi.